Ziua Națională a României a arătat anul acesta ceva mai diferit față de anii anteriori. Diferența nu a fost prea mare și a fost constituită din fasolea cu ciolan sau cârnați oferită giurgiuvenilor care s-au strâns la corturile din spatele Direcției de Finanțe și Consiliului Județean, precum și din retragerea cu torțe pe care au efectuat-o participanții la defilarea de la prânz. Evident, retragerea s-a petrecut seara după căderea întunericului și după ce au fost aprinse luminile de sărbătoare în parcul Mihai Viteazul. Câteva aspecte s-au evidențiat la Giurgiu pe parcursul zilei de 1 decembrie. În primul rând, am remarcat intenția vădită a PSD și PDL de a impresiona prin numărul delegațiilor care au venit la depunerile de coroane din Parcul Elevilor. Nu era greu să observi că mulți dintre cei prezenți în cele două delegații veniseră din obligație, după sistemul convocator de pe vremea ceaușistă, când nimeni nu avea curaj să lipsească. Se pare că și acum le-a lipsit curajul celor pe care șefii i-au chemat în parc. De altfel, încă de la ora 9:15, un domn în vârstă se interesa la ce oră începe depunerea de coroane, fiindcă pe el, cităm, l-a chemat Galus și nu-și permite să lipsească să nu aibă necazuri. Alt aspect demn de reținut este faptul că la defilarea programată pe la ora prânzului au fost chemați și elevi de la școli și licee. Se pare tot după sistemul obligatoriu, ceea ce ne face să bănuim că unii nu scapă nici acum de obiceiurile perioadei totalitare. Copiii au stat în frigoare în șir să îi aștepte pe organizatori și să le vină rândul la defilare. Grupurile de elevi au fost lăsate la sfârșit, iar când le-a venit rândul să treacă prin fața tribunei, nici nu au fost băgați în seamă. De altfel, organizatorii s-au răspândit înainte ca grupurile de elevi să încheie defilarea. Am mai remarcat și talentul de ospătar afișat de primarul Nicolae Barbu, care și-a pus un șorț și o beretă de bucătar și a servit pe câțiva dintre oaspeți. Aici părerile sunt împărțite. Unii spun că a fost o idee originală și demnă de apreciat. Alții spun că primarul a exagerat. Fiecare după cum a perceput prestația lui Nicolae Barbu. Per total, Ziua Națională nu a avut nici de data aceasta acea scânteie de care avem nevoie pentru a simți că este o mare sărbătoare. Ar trebui renunțat la formalismul pe care îl presupun depunerile de coroane și toate celelalte, pentru că în acest fel manifestările de Ziua Națională se adresează în cea mai mare parte oficialităților și nu publicului. Ar trebui să fie invers.